O secundă, imediat, domnul. Tehnocrații care conduc astăzi nu pot face nicio lege, nici legea vânzării terenurilor, nici să discutăm problema salariilor, absolut nimic. Rolul lor este să conducă un vehicul în stare de avarie și care să nu sară de pe șine până la capul traseului. Asta fac ei, dacă vreți să înțelegeți.